Bună ziua, bine v-am găsit la De ce conducem? Bună ziua, domnule Aur! Bună ziua! Domnule Aur, aș vrea să începem emisiunea de astăzi cu un subiect care într-adevăr s-a întâmplat acum câteva săptămâni deja la începutul lunii octombrie. Este vorba despre accidentul din Veneția, de lângă Veneția, de fapt, cu acel autocar căzut de pe pod, acel accident tragic. Dumneavoastră erați chiar în zona respectivă atunci când s-a întâmplat. Cum s-a văzut de la fața locului? Da, deci întâmplător eram chiar în zonă, într-un mic concediu. Cum s-a văzut? Ca și la televizor, ca peste tot, o mare, mare tragedie, o întâmplare total nefericită. De ce? Probabil nici acum nu se știe exact de ce s-a întâmplat șoferul, probabil sau cel mai probabil că i s-a făcut rău, pentru că un șofer de 40 de ani, cu experiență la volan, cu multe cursuri de pregătire, pentru că știu ce se face în Italia și transportul în comun înseamnă odată la 6 luni cursuri și urmăriți și verificați și medical și în toate variantele, pe o pasarelă oarecum banală, vorbim de o pasarelă de atunci când vii din Veneția turistică și ajungi pe continent, de fapt pe continent, ești pe acea peninsulă, sau e o pasarelă banală, pentru că Italia are și acele pasarele spectaculoase sau acele poduri, mai ales în Alpi, unde treci la sute de metri înălțime, la multe zeci de metri, chiar la sute de metri înălțime, și acolo chiar te gândești că o mașină scăpată acolo ar fi practic dezastru. Dar acum vorbim de o pasarelă banală care nici măcar nu avea o balustradă foarte solidă, pentru că era puțin probabil ca o mașină să sară prin acea zonă. Avea doar o bordură și o pasarelă de asta, sau în fine o balustradă pentru traficul pietonal. Șoferul a pierdut controlul brusc, probabil sau cel mai probabil că i s-a făcut rău, pentru că e exclusă varianta de sinucidere. Și în ce a constat sau unde a fost dezastru maxim a fost că mașina practic a făcut a sărit peste cap, așa, a făcut un fel de looping de asta și a căzut exact pe plafon. Orice mașină este gândită, mai ales când vorbim de transportul în comun, ca să confere siguranță la impact în toate variantele teoretic posibile, adică impact din față, din spate, din lateral, eventual răsturnare. Dar nu și-a imaginat niciun producător de mașină și nici normele NCAP sau alte forme de norme. Mașina, am înțeles că era ceva din Orient, chinezească sau așa ceva, dar nimeni nu și-a imaginat că un autobuz cu multe locuri va face un looping și va cădea exact pe plafon. Și atunci a căzut exact în zona de minimă rezistență. Indiferent cum erau cei din mașină, cu centură, fără centură, mai mulți sau mai puțini, practic nu aveau nici o șansă. Și ca să fie tragedia maximă, a mai luat și foc. Și vine întrebarea, și pe urmă vine și explicația, cum de-a luat foc? Păi din același motiv, nimeni nu s-a gândit că acele baterii, acei acumulatori, pentru că vorbim de o mașină electrică, 100% electrică, acei acumulatori au fost gândiți să fie protejați la impact lateral, la impact din față, din spate, și stau într-un suport, dar nu și-a imaginat nimeni că va cădea exact pe spate și acumulatorii vor pleca în sus, de fapt între partea de sus a mașinii, dar în jos, pentru că a căzut mașina cu roțile în sus. Și bineînțeles, căzând de acolo, ieșind din zona lor de protecție, au făcut scurt undeva și a apărut și incendiu. Adică după ce a fost un impact devastator, a mai luat și foc. Practic a fost ghinionul ghinionului dublat de un alt ghinion, sau trei ghinioane unul peste altul. Unul că șoferul i s-a făcut rău exact în zona aia, doi că a căzut exact pe spate și pe urmă a mai luat foc de la acumulatori. Aproape de necrezut, dar întâmplător eram în zonă. Atunci seara nu m-am dus acolo pentru că am văzut la televiziunea italiană că nu putea să se apropie nimeni. A doua zi dimineață, chiar în partea de început, am trecut pe acolo. Am și o filmare din mașină, a filmat soția exact la locul pe care între timp era protejat cu acele balustrade din beton. Da, e o tragedie care s-a întâmplat și probabil acest accident va fi acel semnal de alarmă ca să se ia măsuri și în această situație.
Nu e ușor să faci un mijloc de transport în comun rezistent și pentru astfel de impact. Probabil că nu se întâmplă, nu probabil, sigur nu se întâmplă toată ziua astfel de accidente. Deși în Italia, fix acum 10 ani, în 2003, a avut loc un alt accident 2013, acum 10 ani, da. A avut loc un accident cu 38 de morți. Tot așa, un autobuz scăpat, dar de data asta de pe o pasarelă de aia, cum spuneam, spectaculoasă, de la înălțime foarte mare, și au fost 38 de morți. Și după 10 ani, deci în 2013 până în 2023, al doilea accident, să zicem, spectaculos, cu ghilimele de rigoare, sau în fine, impresionant. Da, deci asta s-a întâmplat și întâmplător eram în zonă. Da. Din nefericire, mi-ați povestit înainte de emisiune că ați mai fost în zonă la un alt accident produs în Ungaria pe 3 octombrie, unde a și murit, din păcate, Valentin Ilieș, vicepreședintele Federației Române de Dans Sportiv. Acolo, din ce am înțeles, accidentul a fost produs de către o persoană care transporta imigranți. A lovit parapetul de pe mijlocul autostrăzii, l-a rupt, s-a ciocnit de un camion, care camion la rândul lui a intrat în coliziune cu mașina condusă de Valentin Ilieș. Da, întâmplător, exact în același drum, că mergeam înspre Italia și Franța, suneam în acest mic concediu, aproape de Budapesta, la aproximativ 100 de kilometri de Budapesta, am fost scoși de pe autostradă și pe urmă am reintrat la niște zeci de kilometri mai în față. Atunci n-am știut exact ce s-a întâmplat. Am bănuit că e vorba de un accident, pentru că nu părea a fi lucrări. Dacă sunt lucrări, de obicei te scoate pe contrasens, adică se organizează din timp și foarte rar să te scoată pentru lucrări, să te ducă prin sate și... Da. N-am știut atunci, dar am aflat imediat de la știri că a fost acel accident din nou ciudat, greu să zic pentru noi, pentru că a murit unul de-al nostru, persoană publică sau mai puțin publică, nu e important, era și o persoană publică în cazul de față, dar a fost din nou fără vina lui deloc, adică el n-a participat activ, să zic, din aceea, adică ca și vină. Bineînțeles că era acolo, dar iarăși a fost ghinionul lui să fie în momentul nepotrivit, în locul nepotrivit. Adică o mașină care a fost scăpată de sub control, a intrat pe contrasens, a trecut prin balustradă, un camion care a fost lovit, a pierdut controlul și a ajuns din nou pe sensul de mers spre Budapesta. Se întâmpla la ora 5 dimineața sau așa ceva, 5 și jumătate dimineața. Și pur și simplu a fost surprins total, iar dacă eu spun de multe ori că aproape de fiecare dată poți să faci ceva să eviți, când ești pe autostradă, când te deplasezi pe autostradă sigură și când îți apare brusc de pe contrasens o mașină care trece prin toate protecțiile, este într-adevăr foarte puțin probabil că poți să faci ceva, oricât de bine ai fi pregătit, oricât de atent ai fi, și atunci eu încadrez, să zic, acest accident în fatalitate de aia cu ghinion maxim, cu pur și simplu întâmplare total nefericită, la care nu poți să aduci nici cea mai mică acuză celui care a fost victimă, din păcate, sau, în fine, am putea aduce, să zic, acuza că ce a căutat la ora aia acolo, dar nu pot să spui, pentru că ne deplasăm toți, umblăm pe drumuri și când se întâmplă asta, într-adevăr, înseamnă ghinionul ghinionului. Iar pentru mine, de obicei, eu nu prea sunt în zone de astea cu accidente, dar atunci a fost... Să zic, nu atrag această parte negativă sau, în fine, această forță negativă, dar acum am fost întâmplător în preajma celor două accidente și asta a fost, din păcate. Da, apropo de accidente, acum două săptămâni și eu mă întorceam de la Bistrița și chiar la intrarea în Brașov, la Feldioara. N-am văzut cum s-a întâmplat, am văzut doar urmările accidentului, pentru că am stat aproape o oră în coadă cât am așteptat să vină ambulanța și poliția. A fost un accident cu o singură persoană rănită, din fericire, un impact frontal între două mașini pe o șosea cu o bandă dus și o bandă întors. Una dintre mașini ajunsese jumătate în șanț, jumătate în gard, adică cu spatele în gard și fața în șanț, cumva se întorsese pe drum, era deja cu fața spre sens opus. Și îmi dau seama că se conduce haotic de multe ori și că ai neșansa sau ghinionul, cum vorbeam înainte de emisiune, să mori sau să pățești ceva foarte grav,
tu conducând complet normal. Da, aici sunt discuții și discuții, pentru că într-adevăr sunt unii care își asumă riscuri, unii inconștient, alții și le asumă nu conștient că își asumă riscul, ci conștient că fac încălcări succesive de tot, de viteză, de prioritate, de depășiri pe zone interzise și așa mai departe. Și aici pot să particip în general sau să contracarez, dacă pot să spun, fiind foarte atent, reducând, anticipând. Dar sunt și momente sau faze în care pur și simplu nu mai ai nimic de făcut. Că dacă îți vine unul de pe contrasens și brusc în fața ta face o manevră de asta riscantă, scapă mașina de sub control, pentru că probabilitatea să intre în tine intenționat este mai mică. Bun, dacă e sinucigaș, atunci e mai complicat. Dar când scapă mașina de sub control, anticipezi cât anticipezi, previi cât previi, până la un loc. Dacă se întâmplă foarte aproape de tine, practic nu mai ai nimic de făcut și devii victimă complet nevinovat. Am mai vorbit și vorbim despre asta, spunea cineva de la o mare companie care ia multe măsuri, spus simțim că ni se va întâmpla, că va veni fatalitatea. De ce? Pentru că noi, compania noastră, facem tot ce trebuie și toate măsurile de la pregătire, măsuri, mașini sigure, dar simțim că suntem în acea junglă. Din păcate, în România suntem în acea junglă. Acum am început cu două exemple din Ungaria și din Italia, pentru că și pe acolo se întâmplă din când în când, mult mai puțin ca la noi. Da. Dar la noi se întâmplă fiind mult mai puțin, este mai ușor în evidență. Da, au fost, cel puțin ăsta din Ungaria, să zic, n-a fost extraordinar ca și număr de victime. Da, a fost spectaculos așa, că s-a intrat de pe un sens, pe altul, și pentru noi, pentru români, faptul că a fost un român care a pățit-o, e, să zic, a devenit caz important. Așa ca statistică, încă un mort. Nu e mare lucru la câți mor pe drumuri. Da? Dar asta e calculul ăla cinic. Numărăm cât morți. Că știți că era vorba aia, repede, nu mai știu cine a spus-o, că ce, dacă moare unul e mare tragedie, dacă mor un milion e doar statistică. Dar acolo intră în statistică. Câți au murit anul ăsta? Atât. Nu, e mai puțin un pic ca anul trecut, de ce mai bine. Apropo de anumite raportări făcute la noi, am văzut la conferințe, unele chiar în sediul Parlamentului sau în locuri importante, chiar la guvern, suntem bine că am mai scăzut cu nu știu cât, dacă a scăzut cu un număr de... Când ai 1600-1700 de morți pe an și spui că a scăzut cu 20 sau cu 30, deci suntem bine, nu suntem bine. Am fi bine dacă am avea foarte, foarte puțin, să zic cum au țările civilizate. Da, dar apropo de ce ați văzut la Bistrița, pe lângă cei implicați, pe lângă cei care suferă efectiv și care, cel care e vinovat, cel care e nevinovat, sau în fine amândoi sunt vinovați, mai sunt niște zeci sau niște sute de multe ori care așteaptă ore în trafic, pierd timpul, o să spui, da, față de tragedia lor nu e mare lucru. Ba e, pentru că sunt multe mașini, mulți oameni, unii își pierd întâlnirea, avionul, știu, programul. Plus că apar frustrările, pentru că dacă stai o oră jumătate pe loc, după ce pleci de acolo, începi să devii agresiv. Depinde, dacă i-ai văzut pe înșirați pe acolo, nu ești foarte agresiv. Dacă nu i-ai văzut, devii agresiv. Și asta înseamnă practic o frustrare și un minus și o pierdere pentru toți cei din zonă, să zic, o pierdere socială completă, așa cum e și în vamă, când stau tirurile câte, nu știu, două zile, trei zile și stau, ești tentat să spui, treaba lor, șofer de camion, treaba lor, nu e așa. Pentru că fiecare camion care stă în vamă înseamnă asigurări plătite, leasing-uri plătite, șoferi plătiți, combustibil consumat, asta înseamnă costul mai mare, marfa întârziată, asta înseamnă că marfa respectivă costă mai mult. Da. Și ne costă pe noi toți, că până la urmă de unde vin banii aia? Sunt costurile sociale și faptul că noi intrăm în Schengen înseamnă costuri enorm de mari. Că unii spun, dar de ce ne costă atât de mult? Păi ne costă pentru că fiecare care stă acolo, fiecare șofer de camion, înseamnă costuri mai mari pentru transportatorul respectiv. Același lucru și la un accident. Când stau niște sute de mașini, ca să nu spun că stau mii de mașini câteodată la accidente grave, când stai două, trei ore, se fac coloane de kilometri care înseamnă chiar mii de mașini sau oricum multe sute de mașini, înseamnă
Cheltuială înseamnă frustrare, înseamnă practic un dezechilibru creat pentru că unul n-a respectat ceva sau pentru că doi n-au respectat. Da. E ciudat. Apropo de stat în coloană, zilele trecute am venit de la Brașov spre București, între Azuga și Bușteni, 45 de minute pe ceas, deși porțiunea are câțiva kilometri. Fără să fie vreun accident în față, pur și simplu ăsta e ritmul, am ajuns la concluzia că ăsta este ritmul zonei, altfel nu pot să circul pe acolo. Treceri de pietoni nu prea sunt pentru că ambele stațiuni au pasarele pe care se trece. Singura diferență, să zicem, o face faptul că mai sunt șoferi care fac stânga. Este singurul lucru care ar putea încetini traficul, dar nici atunci nu se justifică de ce se stă pe loc. Mașini parcate pe banda 1 nu sunt, fiind doar două benzi, e dincolo de orice putere de înțelegere. Cei de la Cartea Recordurilor vor să vină să vadă cine bate viteza de 30 de km pe oră pe Valea Prahovei, deja intră în Cartea Record cine trece de 30 de km pe oră. Sigur, pentru cei cutie manuală să intri în viteza a treia deja pe Valea Prahovei este ceva... Da, din păcate este o urmare a politicii proaste pe care au avut-o cei care ne-au condus. Că știm că am avut un președinte care la un moment dat era ministru transporturilor și care a făcut o afirmație în anii 90, final de 90 sau începutul anilor 2000, nu mai știu, când a spus că România nu are nevoie de autostrăzi. Așa a reușit să emit atunci o teorie. România nu are nevoie de autostrăzi. Asta înseamnă viziune. În cazul de față, viziune proastă sau non-viziune. Dar viziune înseamnă că urmează să se întâmple niște lucruri și hai să ne pregătim. Nu s-a întâmplat asta. Acum suntem, din fericire, din acest punct de vedere, într-o evoluție bună, adică Ministerul Transporturilor se preocupă să se facă cât mai multe autostrăzi sau drumuri rapide. Dar atenția, asta nu va însemna și reducerea numărului de accidente, cum greșit este considerată de unii. Da. Că dacă vom avea autostrăzi, va scădea numărul de accidente. Din păcate, pe kilometru de autostradă avem mai mulți morți decât pe kilometru de drum național. Din păcate, în România avem la fiecare 20 de kilometri de autostradă un mort. Am avut în 2021 50 de morți, în 2022 am avut 45 de morți la 1000 de kilometri, ceea ce înseamnă la fiecare 20 de kilometri, iar în Franța la 95 de kilometri au un mort. Adică de 4 ori și jumătate sau 4 ori și ceva mai bine în Franța decât aici. Și dacă putem comenta că drumurile noastre nu sunt asfaltate, nu sunt dungate, nu sunt semnalizate, autostradă e totuși autostradă. Unde mai puțin, unde n-ai gard de animale, dar majoritatea accidentelor nu sunt din cauza animalelor intrate pe șosea sau foarte rar, nu știu dacă s-au întâmplat pe autostradă accidente din acest motiv. Au fost acum 2 ani. Dar puține. Da. Și atunci motivul este indisciplina șoferilor sau neștiința șoferilor, pentru că nu neapărat indisciplina face accidentul pe autostradă, ci poate fi făcut de neștiință. Cum spuneam, de efectul de turmă, de nu știu pe care bandă să merg, de acea agresivitate că eu vreau să merg mai tare și atunci apare și frustrarea și această dezordine de pe autostrada din România. Și dacă tot a venit vorba de autostradă, am o constatare făcută. A fost, să zic, surpriză și pentru mine. Între intrarea în țară de la Arad și până la Lugoj, în medie la 300 de metri, adică cel puțin de 3 ori pe kilometru, de 3 sau 4 ori pe kilometru, balustrada stânga sau dreapta este lovită și nereparată. Asta îmi spune două lucruri. Pe de o parte, îmi spune că sunt multe accidente, foarte multe, lucru pe care nu-l vezi în alte părți, în alte țări, în alte zone. Și doi, că după ce a fost un accident, balustrada este nereparată. Locuri în care lipsește de tot, locuri în care e doar, să zic, deformată, locuri în care este doar atinsă, împinsă un pic. Ce înseamnă balustrada nereparată? Balustrada nereparată înseamnă că dacă tot acolo mai intră o mașină, și probabilitatea e foarte mare, pentru că dacă ai din 300 în 300 de metri asta, chiar am numărat, la un moment dat am numărat pe 10 km și am ajuns la concluzia că asta e media.
3 și ceva pe kilometru, stânga sau dreapta. Nu vezi așa ceva nicăieri. Balustradă lovită atât de des și nereparată în același timp. Deci asta ne arată cam cum știm noi să circulăm pe autostradă. Adică n-a făcut statul autostradă și noi ne ducem ca berbecii și tot încercăm să o lățim. Nu știu ce vrem să facem de tot, că mai avem un pic și o să împingem balustradă, că o să facem mai lată autostrada. Deci doar a face autostradă nu înseamnă că vom reduce numărul de accidente. Da. Trebuie să facem autostrăzi, drumuri rapide sau drumuri bune în paralel cu educația. Să învețe șoferul român cum să circule pe drumurile alea bune. Da. Apropo de educație, o remarcă, am avut o emisiune înregistrată cu domnul comisarul Proiu de la rutieră și îmi spunea că polițiștii acum merg în școli la ședințele cu părinții, dar fără să anunțe neapărat. Vorbesc doar cu școala, obțin acordul și apoi la ședințe vine câte un agent să-i vorbească despre siguranță rutieră. Ba, de multe ori, în discuțiile cu copiii de la școli, mă spunea că cei mici recunosc că părinții lor își lasă mașina pe unde apucă, traversează printre mașini și tot felul de lucruri dintre astea care contravin cumva educației pe care poate și poliția română încearcă să o implementeze de la vârste mici, iar copiii cam împrumută de la părinți ceva, adică dacă îl văd pe tata că traversează zilnic cu mine de mână printre mașini, deși trece aia de pietoni 10 metri mai încolo, o să traversez și eu tot acolo. Da, din păcate, acum, apropo de educația rutieră în școala generală, nu se mai face deloc, dar și mai din păcate, părinții copiilor din ziua de astăzi sunt generația tot needucată din acest punct de vedere. Da. Adică după 90 nu s-a mai făcut nimic. Și părinții copiilor din ziua de astăzi sunt persoanele de 25, 30, 40 de ani, sunt cei care n-au prins educația rutieră în școală. Și atunci, pentru ei, nu există acest capitol, acest domeniu. Noi am avut în săptămâna altfel, am avut copii care au venit la noi, la Academie era și am făcut curs pentru copii și când trainerul a început să spună, copii, dar uite, cu centura, dar nu știu ce, au început să ridice mâna și să spună foarte frumos, foarte politicos, da, dar tata meu nu mi-a pus centura și când a pus frâna am venit cu nasul în scaunul din față și m-am lovit, da, dar eu am pățit, da, da, dar tata nu pune centura, da, dar tata pune centura prin spate, da, pentru că vorbeam despre lucruri și adică copiii sunt atât de deschiși, atât de, ei nu mint, ei vin și spun ce li s-a întâmplat, da, tata nu mă pune în scaunul sau mă pune, dar nu mă leagă în centură, că zice că las, că nu contează, de la școală până acasă nu-i mare lucru. Da, într-adevăr, educația în școala generală ar trebui să se facă. Eu sunt și apreciez foarte mult ce face poliția rutieră și ce fac diferite ONG-uri, dar și astăzi am avut o discuție cu cineva de la Ministerul Transporturilor și când a venit vorba despre acest capitol, a venit întrebarea dacă sau ce cred eu despre ce se întâmplă cu ONG-urile și eu spun așa, e foarte bine că se întâmplă ONG-uri și poliția rutieră. Problema mea e, sau în fine ce, unde atrag eu atenția, este că nu se face sistemic. Sistemul de educație ar trebui să cuprindă aceste forme de educație, adică tot ce ține de viața socială, cum să trec strada corect, cum să nu-mi dau foc la casă, cum să mențin sănătatea, cum să mănânc corect și puțină educație financiară. Astea fac parte din acest pachet care nu e cu științele, cu istorie, geografie și ele trebuie, bineînțeles, dar dacă nu facem asta, copilul nu va ști cum să facă să nu-și dea foc la casă. Nu va ști cum să facă, cum să treacă strada corect sau cum să meargă cu bicicleta sau în mașină. Sau... Aici ar trebui să facă sistemul, nu doar aceste ONG-uri. ONG-urile fac, e foarte bine, ei fac atât cât pot, cât sunt sponsorizați sau cât fac ei pur și simplu că efort personal, că sunt multe persoane care fac asta prin dăruire, pur și simplu. Da. Și e foarte bine. Poliția rutieră, de asemenea, face niște lucruri foarte interesante, dar e o problemă. Când vine polițistul să spună ceva, pentru anumite grupe de copii înseamnă ceva, pentru alții un pic mai mari și mai, să zic, needucați sau, în fine, mai influențați de atitudinea părinților, zic, a, domnule, vine ăla să-mi spună mie, lasă-mă că nu-mi trebuie. Dar ce vine polițistul după ce mă amendează, acum mai vine să-mi spună. E privită câteodată foarte
ca foarte benefic, să zic, câteodată nu. Ar trebui ca sistemul de educație să cuprindă această zonă, pentru că nu știm să trecem strada. S-a întâmplat accidentul de la Buftea, ăla cu bătrânul care a trecut tot așa prin fața camionului. Da. Al patrulea accident de anul ăsta a fost la Iași, a fost la Râmnicu Sărat, a fost la Câmpul Lung și acum al patrulea la Buftea, de când discutăm noi. Dar și practic singura care a supraviețuit a fost aceea care a avut noroc. Care a fost o întâmplare de, nu știu, de va, una apărea, la un milion, va apărea probabil pe toate formele de YouTube și peste tot, că uite cum. Exact pe același model. Oameni care nu știu că trebuie să-și intersecteze privirea cu șoferul de camion. Când am deschis subiectul ăsta cu intersectatul de privire, unii au spus, bun, dar de ce trebuie? Dar pe cum? Dacă îți petrece... Deci am simțit la unii chiar revolta asta. Pe ce? Dacă îți petrecere de peton, de ce trebuie să mă uit eu? Oameni în vârstă sau oameni, nu mai vorbesc de copii care nu înțeleg. Și atunci toate informațiile astea ar trebui să facă parte din acel pachet, care să facă parte din acel program național, care să facă parte din sistemul ăsta de educație, de educare, ca să înțeleagă cât mai mulți cum e corect sau cum ar trebui să fie corect. Da. Camionul de la Buftea care a omorât până la urmă acel cetățean, chiar dacă era în vârstă, era un camion ilegal. Eu m-am uitat la imagine, nu avea acea oglindă. Deci nu avea oglinda. Obligatoriu că trebuie să ai oglinda. Nu există un camion afară, în, să zic, de la Ungaria încolo, care să nu aibă acea oglindă ca să vezi sub bara din față. Da. Deci acel camion nu avea oglinda, dar nu e suficient să dotezi camionul cu oglinda. Trebuie să mai și înveți șoferul că de fiecare dată trebuie să se uite, mai ales când e în zonă de asta unde e posibil să fie un pieton sau chiar un lucrător, pentru că acele camioane merg prin șantiere, merg prin întreprinderi, merg... Adică oglinda aia nu e pusă doar pentru trecerea de pietoni. Este pusă pentru orice loc în care, normal, dacă mergi pe autostradă cu 90 la oră, nu ai de ce să te uiți în oglinda aia, nu are cum să-ți apară unul, practic nu o folosești atunci. Da. Dar când ești în zone de astea de circulație lentă și mai ales când poate să apară un pieton, pentru că altceva nu apare, mai rar apare o bicicletă sau mai... Dar un pieton poate să apară, repet, la trecere de pieton sau în zone în care parchezi, nu știu, în curtea magazinului sau în zona industrială sau în șantier și atunci un lucrător poate să ajungă acolo întâmplător. Și tu trebuie să vezi, adică tu ca șofer trebuie să ai în reflex că te uiți în oglinda aia. Dacă tu n-ai în reflex asta, poți să ai oglinda sau să nu ai. Când nici nu ai oglinda, înseamnă că e o mașină care circulă ilegal. Pe, cel puțin conform legii trebuie să o aibă. Și la noi nu contează. Da. Din păcate, lucrurile sunt grele. Apropo de educație, mi-ați ridicat cumva mingea la file, să zic așa. La noi ideea de poligon a cam dispărut, să zicem. Eu când am făcut școala de șoferi în Galați mai era un fost poligon, să-i spunem. După ce am terminat școala și am luat permisul, abia atunci am mers cu tata, cu mașina familiei în acel poligon să-i arăt că știu să conducă. A fost, da. Dar poligonul în sine era dezafectat, adică plin de buruieni, multe dintre rampe, pante deja stricate, până la pietriș făcute. Mă uitam zilele trecute pe Google Maps, am văzut că pe lângă București se face sau există, presupun că dacă e pe Google Maps, el deja există. O să rog regia să ne ajute cu poza, i-am și făcut o captură. E aici, în Popeșle Ordeni, el din fotografie arată poligon complet normal. Da, da. Este un poligon de conducere defensivă. Seamănă foarte mult cu ce am eu, adică are acel cerc, are acel platou, are o linie dreaptă și niște viraje, seamănă foarte mult, nu e identic, dar seamănă, ca și succesiune de viraje. Și aici vorbim de un poligon făcut de Ministerul de Interne, în curtea unei unități militare din Popeșle Ordeni, și care este un poligon pentru cursuri de conducere defensivă sau pentru cursuri de, să zic, purtătorii de girofar. Ministerul de Interne a început un program care a fost aprobat sau nu aprobat, a fost propus, dar și aprobat în 2018. În 2019 au pregătit 10 polițiști în Ungaria la niște cursuri foarte, foarte interesante ca să devină traineri. Anul trecut, adică în 2022, au început aceste cursuri în interiorul Ministerului de Interne, cred că în septembrie anul trecut, au deja un an de când funcționează în interiorul Ministerului de Interne.
Și acum văd că au construit și acest poligon, care încă nu e gata, dar e gata, urmează să, să fie folosit în interiorul unei unități militare, ceea ce înseamnă că Ministerul de Interne știe că trebuie, acceptă că trebuie și face acest fel de pregătire. Din păcate, tot Ministerul de Interne dă avize negative la anumite proiecte de lege pentru conducerea defensivă. Ultimul e acum undeva o discuție, sau cel puțin cei de la Ministerul Transporturilor spun, domnule, nu numai noi, noi și cu Ministerul de Interne și cu Ministerul de Finanțe am gândit noi că trebuie dat aviz negativ să nu se întâmple asta cumva pentru populație. Și tot din păcate, cele două ministere care fac parte din Guvernul României, Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor, au păreri total diferite, opuse total când vorbim de conducere defensivă. Adică Ministerul de Interne, program de pregătire, poligon construit, instructori pregătiți în străinătate, campanii de prevenție, merg prin școli. Ministerul Transporturilor spune nu, noi nu schimbăm nimic la școlile de șoferi, noi nu vrem să se facă conducere defensivă. Apropo de legea 20, acum un an, în luna octombrie, a fost făcut proiectul de norme, de fapt proiectul de ordin de ministru, care înseamnă, să zic, normele de puse în dezbatere publică, oricum foarte târziu, trebuiau făcute în 6 luni sau în 9 luni, din ianuarie și până în octombrie, abia au făcut proiectul și de un an de zile nu se mai întâmplă nimic, pur și simplu, nu se mai întâmplă nimic. Deci sunt două politici, dacă pot să spun, diametral opuse. Cele două ministere se comportă total diferit, parcă n-ar fi în același guvern, parcă n-ar face parte din același sistem prin care se gestionează siguranța rutieră. Și această imagine, acest poligon, demonstrează în continuare că Ministerul de Interne face pași în direcția asta. Mie mi se par pași mai mult decât normali, mai mult decât logici, pentru că România era singura țară în care purtătorii de girofar, că erau de la Ministerul de Interne, de Justiție, de Sănătate, servicii speciale, nu contează, purtătorii de girofar nu aveau niciun sistem de pregătire. Acum Ministerul de Interne face. Noi facem cursuri cu IGSU, cu ISU. Da. Poliția face cursuri interne, deci Ministerul de Interne se organizează în diferite forme de pregătire. Pot fi mai eficiente sau mai puțin eficiente sau cu efecte mai rapide sau nu. Eu spun că vor fi cu siguranță efecte și se vor vedea. Pentru că ei aveau, cred că, 1800 de accidente pe an, cu daune și chiar și cu victime. Nu va scădea la zero, mai ales că atunci când ești în misiune, am mai vorbit despre subiectul ăsta, ești sub acel stres, trebuie să te deplasezi rapid, trebuie să intervii, indiferent că ești polițist, că ești salvare, că ești mașină de pompieri, dar poate fi o diminuare a numărului de accidente sau în orice caz o diminuare a gravității accidentelor, o conștientizare a celor de la volan și o pregătire suplimentară, și acest poligon într-adevăr face parte din sistemul lor de pregătire și din punctul ăsta de vedere e foarte ok. Ar mai trebui convins și Ministerul Transporturilor că chiar trebuie. Apropo de stres, mi-aduc aminte de ce spunea acel polițist român din Suedia, că e cel mai periculos lucru condusul până la locul infracțiunii. Da, știți foarte bine că a spus Răzvan din Suedia, polițistul nostru român, a spus clar că în Academia de Poliție li s-a spus că cel mai periculos lucru nu e lupta cu infractorii, exact. El nefiind la circulație, fiind la, nu știu ce, cum se cheamă domeniul ăsta, în fine, la altele, nu la circulație. Li s-a spus că cel mai periculos lucru nu e lupta cu infractorii, ci condusul mașinii în diferite forme de... Dar în orice caz, acum eu sper că domnul Predoi o să-l ia la o bere pe domnul Grindeanu și o să-i spună, hai să-ți arăt ce fac eu, vezi, poate faci și tu acolo. Înțeles. Spre finalul emisiunii aș vrea să discutăm despre un subiect presant în perioada asta, să-i spunem. Vine frigul, dimineața vedem sunt 5-6 grade, asta în capitală, pentru că sunt zone în țară unde este și mai rece, a și nins pe Transfăgărășan. Întrebarea mea e dacă trecem deja la cauciucurile de iarnă. Conform legii, trebuie să treci la anvelopele de iarnă sau ești obligat să ai anvelope de iarnă atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață, polei, conform legii. Ce trebuie să facem noi, fiecare? Trebuie să analizăm, pentru că legea ne dă libertatea să montăm anvelopele atunci când considerăm noi, dar să nu ne prindă cumva zăpada, gheața, adică carosabilul acoperit fără anvelope de iarnă.
Trebuie să știm și amintesc încă o dată, anvelopa de iarnă are aderență mai bună de la plus 6 grade în sus, ceea ce înseamnă că dacă scade temperatura de la plus 6 grade în jos... Anvelopa de vară, că ați spus de iarnă. Anvelopa de iarnă. Are aderență mai bună, de la plus 6 grade în jos. În jos, scuze, da, de corect. Dar anvelopa de iarnă are de la plus 6 grade în jos și asta înseamnă că atunci când scade temperatura de la plus 6 grade în jos, este bine să am anvelopă de iarnă. De fiecare dată apare discuția, bine, bine, dar dacă noaptea sunt minus sau 0 sau 5 grade și ziua sunt 10, 15, eu ce anvelope îmi pun? Sfatul meu este să montăm anvelopele de iarnă, deja să ne gândim să le montăm și trebuie să știm că nu contează temperatura de afară, ci contează temperatura solului. Trebuie să știm că pământul are inerție termică mare. Asta înseamnă că atunci când bate soarele, nu se încălzește brusc asfaltul, partea de jos. Da, aerul se încălzește, dar asfaltul nu se încălzește brusc. Adică dacă ar fi să luăm temperatura solului, după o noapte de 4-5 grade afară, poate după ora 12, 1, 2 ajunge temperatura să treacă de 6 grade a asfaltului și pe urmă vine iară seara. Practic, în astfel de perioadă putem să montăm anvelopele de iarnă și anvelopa de iarnă atunci când o am montată, știu că dacă e foarte cald afară, nu trebuie să o chinui, nu trebuie să o forțez, nu trebuie să frânez brusc, nu trebuie să virez brusc, nu trebuie să scârție roata. Dar oricum nu trebuie să fac asta când sunt pe stradă. Și atunci pot să-mi permit că una e la plus 40 de grade când sunt cu anvelope de iarnă, că ele se supraîncălzesc și atunci nu am nici aderență și le și consum. Și alta e când am noaptea 2-3 grade sau 0 grade afară și ziua ajunge la 15 grade, solul este rece. Deci, practic, poți să încep să spui anvelope de iarnă. Ideal e să trec deja la anvelopele de iarnă și nu voi fi surprins când mă duc la munte sau când vine un val de zăpadă sau un îngheț într-o dimineață, nu voi fi surprins și să spun, dar acum ce fac? Pentru că anvelopa de vară este mult mai periculoasă dacă prind un pic de gheață sau 0 grade dimineața, decât dacă mă prind 15 grade cu anvelopa de iarnă. Adică pericolul e mult mai mare să rămân cu anvelopa de vară. Și atunci recomandarea mea e să trecem încet, încet la anvelopele de iarnă și bineînțeles pentru cei care sunt pe Rarău, la Suceava sau sunt în munții Făgăraș sau care au treabă în zona lacului Vidraru sau eu știu, nu mai știu pe unde, pentru aia e obligatoriu să-și monteze anvelopele de iarnă. Am înțeles. Mai am eu o curiozitate aici. Noi am mai vorbit în trecut de cauciucuri, de adâncimea canalului până la care cauciucurile sunt bune. Există o diferență între cauciucurile de vară și cele de iarnă la adâncimea canalului? Da. Deci legal 1-6 mm nu mai am voie în jos. Dacă vreau să fiu în siguranță, anvelopa de vară până la 3 mm adâncimea canalului, anvelopa de iarnă până la 4 mm. Adică până acolo scade câte puțin, câte puțin, de la 4 mm anvelopa de iarnă scade brusc, până la 1-6 când nu mai am voie oricum, anvelopa de vară de la 3 mm începe scăderea bruscă. Oricum când vorbesc de dimensiunea de 4 respectiv de 3 mm, oricum sunt la limita de jos a aderenței. Pentru că până a ajuns cauciucul acolo înseamnă că are și o vârstă. Da. Bun, mai rar se întâmplă într-o lună de zile să-l consume atât, îl consume în 2 ani, în 3 ani, asta înseamnă că e deja bătrâor, să zicem, plus că a scăzut adâncimea canalului. Dar recomandarea și de la producătorii de anvelope și poate să spună unii, da, domnule, aia-s bandiții, aia vor să le cumpere anvelope noi și de asta, unii așa spun. Nu, vă spun sigur, testele făcute și din conducerea defensivă și din toate măsurile de siguranță calculate, gândite, făcute studii, de la 4 mm anvelopa de iarnă și de la 3 mm anvelopa de vară, nu mai e atât de sigură. Deși legea îmi permite până la 1-6. Sub 1-6 nici măcar nu mai e legal, dar un om conștient n-are ce să caute sub 1-6 și nici chiar la 1-6 cât îmi permite legea. Am înțeles. Și dacă la anvelopele de vară mai facem o excepție, poate uneori și trecem pe PSH-uri, la cele de iarnă, presupun că niciodată. Păi, sub nicio formă, pentru că ce face anvelopa de iarnă? Sau care e deosebirea între anvelopa de vară și anvelopa de iarnă? În primul rând vorbim de compoziția materialului. Ăla de iarnă e mai moale, mai lipicios și bineînțeles că dacă e cald afară suferă, dacă e mai frig afară e mai lipicios, ăla de vară e mai tare.
mare. Anvelopa de iarnă este un pic mai îngustă decât anvelopa de vară. Anvelopa de iarnă are canalele mai mari și arată a fi mai cramponat. Acele canale au rolul de a arunca din fața cauciucului apa sau stratul dislocat. Stratul dislocat poate fi zăpadă, poate fi nisipul sau criblura sau ce s-a pus pentru a avea aderență. Și atunci el aruncă stratul ăla prin acele canale, adică ajunge cu acele gheare, dacă pot să spun, la partea dură, la asfalt. Cu cât canalele sunt mai mici, cu atât plutește mai repede pe stratul de zăpadă, de nisip, de ce e pus pe stratul antiderapant, practic, bun. Și atunci ăla de vară este mai lat, ăla de iarnă este mai îngust, plus că anvelopa de iarnă are acele tăieturi lamelare pe fiecare crampon, care au un dublu scop. Pe de o parte se încălzește mai repede, că freacă fiecare bucățică de cauciuc prin acele tăieturi, el freacă și se încălzește mai repede și mai au rolul ca să țină zăpada și să se facă acel efect zăpadă-zăpadă, adică zăpada din cauciuc cu zăpada de jos să aibă aderență. Și atunci, anvelopa de iarnă, cu cât este mai adânc canalul, cu atât voi avea șansa ca să arunce stratul dislocat și să am aderență mai bună. De asta la anvelopa de iarnă merg până la 4 mm adâncime, la anvelopa de vară merg până la 3 mm adâncime. Dar da, este mult mai important la ăla de iarnă, la anvelopa de iarnă sau la cauciucul de iarnă, este mai importantă adâncimea canalului decât la cel de vară. La anvelopa de vară chiar aș putea spune că are aderență bună dacă are canalele mici, mai puțin atunci când plouă. Dacă vorbim de curse de motorsport, ideal e ca pe asfaltul uscat să n-am deloc canale. Sunt obligat, conform regulamentului, să am, dar altfel ar trebui să am acel slick, cum erau alea de Formula 1 pe timpuri, ca masa așa, adică perfect lis. Dar vorbim doar de asfalt uscat, fără nisip, fără nimic. Când apare stratul de apă sau stratul de nisip, am nevoie de canale chiar și la competiție. Da? Dar pe stradă nu poți să ai anvelopa de ploaie, anvelopa de nisip, anvelopa de uscat. La competiție te adaptezi la circuitul sau la proba specială pe fiecare în parte, plus că știi când intri într-o zonă de aia, știi tu ca pilot exact unde să te duci cu limita. Pe stradă trebuie să fii pregătit și pentru asfaltul uscat și pentru ploaie. Și atunci trebuie să ai canalul conform legii, cum spuneam, de 1.6, dar conform regulilor de conducere defensivă sau a siguranței de 3 mm. La iarnă 4 mm sau ideale cât mai aproape de 8 mm. O anvelopă nouă, pentru cei care nu știu, are adâncimea 8 mm. Am înțeles. Și ultima întrebare, all season, vreodată? Ei, până acum am tot susținut all season nu sub nicio formă. De ce? Pentru că all season-ul vara e prea moale, iarna e prea tare, e ca și cum ai merge cu, să zic, cu sacoul pe care îl aveți acum și vara la 40 de grade și iarna la minus 20. Vara vă va fi prea cald, iarna vă va fi prea frig. În schimb, în ultima perioadă s-au implicat producătorii mari de anvelope, lucru pe care îl contestau până acum și spuneau all season nu, all season nu, ca să prindă, să zic, și această piață, s-au implicat foarte mult în producerea de anvelope all season. Și au apărut câteva variante de all season care nu sunt rele. Sunt un compromis, dar sunt un mic compromis. Înainte era un mare compromis. Pentru cei care consideră că stau doar în zona de asta de oraș, că ei oricum nu pleacă, că ei oricum nu fac, a început să devină o soluție și all season. Dar oricum este un compromis. Mirajul e că, sau în fine impresia e că, dau bani doar pe un set de anvelope, nu pe două seturi. Doar că ce nu face calculul omul în general este că chiar dacă dau bani pe două seturi, nu merg cu două seturi în același timp de anvelope. Odată merg cu alea de iarnă și odată merg cu alea de vară. Într-adevăr, apare această parte incomodă de schimbat anvelopele toamna și primăvara, dar am siguranța cea mai bună. Eu recomand în continuare anvelope de iarnă, iarnă, anvelope de vară, vara. Dar trebuie să recunosc că all season-ul a apărut în câteva variante, să zic, compromisul mai mic decât înainte. Adică poate fi luat în calcul. Totuși, soluția ideală, iarnă, iarna, vară, vara. Am înțeles. Deci nu e perfect, dar e un pic mai bine. E un pic mai bine, da. Am înțeles. Bine, vă mulțumesc foarte mult, domnule Aur. Ne vedem și săptămâna viitoare. Cu plăcere.